Dacă până acum programul Euro 200 viza doar copiii dezavantajați, anul acesta situația s-a schimbat din cauza numărului mare de copii care se încadrau în această categorie. Un elev mai puțin înstărit poate să primească un computer doar dacă are note bune la școală. Începând din acest an, din cauza faptului că numărul de părinți a crescut cu venituri mici, guvernul a hotărât ca să condiționeze programul de rezultatele de la învățătură. Este un lucru bun. Elevii vor vedea clar că pentru a beneficia de acest ajutor trebuie să și învețe. Am avut depuse un număr de 8 dosare pentru ca să beneficieze copiii de calculator. Din aceste 8 dosare au fost aprobate 4 dosare. Toți elevii, familiile elevilor având venit zero sau foarte mic. În urma unei anchete sociale prin care se va verifica legalitatea celor declarate, se va decide cine va primi bani de calculator.